Bună dimineața, bine ați venit la al doilea clip din seria Something și șocuri culturale. Ding! Avem cafeluța aici, bună dimineața la cafeluță, să vă luați doza de bună pozitivitate și să trecem la șocurile culturale, dar înainte de a face treaba asta, azi facem make-up. Data trecută am făcut skincare, azi facem make-up și foarte am primit un comentariu data trecută care m-a făcut să-mi dau seama că mulți dintre voi nu mă știți nu mă știți pur și simplu nu știți parcursul meu în cum am ajuns eu aici. Sunt Sanis Niuța și am ajuns în China acum 5 ani de zile. Acum 5 ani de zile am decis să, mă rog, urmează să se întâlnească 6. În 2018 am decis să mă mut aici pentru un trai mai bun. Cam asta e motivul principal. Bineînțeles, l-am cunoscut pe Jason, sfărăitura de pe fundal pe care o să tot auziți în dimineața asta. L-am cunoscut pe el în România, am avut o relație la distanță timp de vreo 2 ani. Iar după, încă de la începutul relației, eram ce să facem, unde să ne fie mai bine și am căzut de comun acord că da, în Hong Kong o să ne fie mai bine, pentru că eu în România eram educatoare de engleză la o grădiniță privată, la o grădiniță Montessori chiar, și puteam să știam din dramele coreene, ce să vezi? Când eram mică, mă uitam la drame coreene, știam că pot să devin profesor de engleză în Asia și să câștig frumușel. Eu aveam ce să fac dacă mă mutam la el, el dacă se muta în România, n-avea ce să fac. Deci am căzut de comun acord că așa trebuie să facem, să ne mutăm acolo. Eu o să mă apuc de machiaj pentru că e sâmbătă, by the way. Știți, merg la serviciu. Și în timp ce vă spun chestiile astea, că nu știu dacă am multe șocuri culturale, cred că am vreo 10 totuși, în timp ce vă spun chestiile astea, mă și apuc de machiaj, că mi-e frică să nu întârzi. Așa. Primul pas la machiaj, am totul aici, primer de față de obicei nu prea folosesc, să știți, pentru că protecția mea solară vine cumva și cu un primer, dar de ochi îmi place să folosesc. Ia uite, aici este primerul meu de ochi. De la Vidiel, chiar e drăguțel. Așa, și vă ziceam eu că am venit în Hong Kong-ul ăsta acum 5 ani și m-am angajat că... Acel comentariu m-a întrebat cum m-am angajat, cum a fost procesul de angajare, totul. A fost foarte, foarte lejer totul. Am aplicat online seara. Am aplicat online, mă rog, mi-am făcut CV-ul, am aplicat online. Seara, iar dimineața, am fost sunată pentru a stabili un interviu și am avut interviu în aceea zi. După amiază, am sunat dimineața și după amiază am avut interviu. Vă zic sincer că nu știu câte apeluri am primit, dacă am primit mai multe apeluri, nu mai țin minte lucrul ăsta, că știu că eram destul de stresată. De ce eram stresată? Pentru că la toate posturile de profesor de engleză scrie că trebuie să fii profesor nativ, să fii vorbitor nativ de limba engleză. Obviously nu sunt, da? Nu se cere pe niciunde atestat, dar își cere să fii nativ. Totuși eu am zis să aplic, că dacă nu le convine, eu oricum învăț numele, învăț toate cele, dacă nu le convine de mine, nu mă cheamă, right? Și am aplicat, v-am zis, m-au sunat de dimineață și direct au vrut să stabilim interviul după amiaza. Opresc un pic procesul meu de angajare ca să vă zic cât de tare iubesc acest cushion. L-am primit într-o cutie secretă, nu e secret, dar încă nu trebuia să vorbesc despre găsirea asta, dar mâna este superbă. Știți că eu foloseam, nu știu dacă știți, vă zic, eu foloseam cushionurile de la Clio, negru și roz, nu se compară. Mă chinuiam cu ele, în sensul că, cum ziceam să și vezi, mă chinuiam cu ele că nu trebuia să le pun într-un anumit fel încă să nu arate cheki. Trebușoara asta, măi, trebușoara asta este magie curată. Rezistă foarte mult, nu e cakey deloc
Și când l-am întrebat pe Jason, în prima zi când mi-am aplicat, am întrebat cum ți se pare că mi-arată machiajul și ce pare că nu ești machiată. Chiar arată ca și cum n-ai purta base makeup, arată genial. So, și în combinație cu pudra, o să vă arăt pudrele mai încolo, mamă, genial, genial, genial. Reluăm procesul de angajare în Hong Kong. M-au sunat, v-am zis, eram stresată, la, ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac. Mi-am făcut poze, mi-au cerut niște poze pentru interviu, parcă, da, parcă mi-au cerut niște poze. Mi-au cerut să mă îmbrac, nu știu cum, și m-am dus la interviu. Când m-am ajuns la interviu, mi-au dat un test. Înainte să mă ia, mi-au dat un test de engleză, dar ceva foarte, foarte ușor, adică mic, 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 cât să vadă că ai idee de engleză, totuși, că vorbești corect. Sau, mă rog, că scrii corect, nu știu, că era un test scris. Mi-au dat un test. Iar apoi m-au chemat într-o cameră și unde eu, ce să vezi, eu admiram privirea și mă gândeam, oare am greșit la test? Parcă am greșit că n-am fost atentă. După am avut interviu, unde la interviu, ce să vezi, am aflat că am aplicat pentru o agenție de profesori. Și pot să vă spun că am fost la interviuri și acolo. Am aplicat pentru o agenție de profesori. Și de fapt, și de drept, nu știu despre ce. M-au întrebat dacă aș vrea să lucrez la la o grădiniță sau la un after school, pentru că au o grămadă de after school-uri. Eu credeam că pot să lucrez doar la after school, deci când am auzit că pot să lucrez la grădiniță, doamne, doamne, am fost minunat. M-au întrebat că în ce salariu aș vrea și aici dau vina pe Jason că mi-a zis un salariu mic, foarte mic. Și ăștia dădeau cu câteva sute de lei în plus față de ce am sărit eu, deci mamă, vine lui Jason, că eu nu știam că trebuie să fie salariile, dar salariul mic, 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 mic am cerut. Mai târziu am aflat că cei de la agenție îmi păstrau 25% din salariu, ca să înțelegi cum m-au angajat imediat la agenție. Îmi păstrau 25% din salariu, dar mi-a plăcut agenția pentru că aveam posibilitatea să lucrez la grădiniță, deci să am mai multe vacanțe. Ciuciu, mi-a luat, cum să zic, țeapă, mă rog, mai multe decât la after school am, că la after school câte aș avea, aș avea 10, 10, 7 pe an, aici măcar am 30 și mă bucur și de vacanțele anuale. Chiar că acum e vacanță de Paști, de tot mă duc la serviciu. Mă rog, revenind, ca să facem clipul ăsta drăguț. Asta a fost procesul, primul interviu. De ce zic primul interviu? Între timp m-am mai dus la un alt interviu, la un after school. After school-ul era departe, departe. Ăștia la agenție, parcă mi-au spus că o să mă ducă ei. Parcă nu, la interviu nu mi-au zis unde o să mă ducă. Vreau să mă ducă la o grădină internațională și am dat interviu acolo și am luat interviu, dar nu m-am angajat acolo, m-am angajat în altă parte. Așa, m-am dus un pic, e dimineața, n-am dormit mult, să știți, și e și sâmbătă, deci n-am chef de muncă. Deci da, un pic duse dintr-o parte în alta ideile mele, astea sunt consilierele revenind. M-am dus și la un alt interviu în altă parte, care ăștia mă plăteau tot la fel sau parcă puțin, puțin, puțin mai mult decât, nu știu, mă, nu, mi se pare că fix la fel mă plăteau, că ăsta era, nu știam ce să aleg, să aleg agenția sau să aleg after school-ul și nu, mi se pare că mă plăteau fix la fel, fix, fix, fix la fel sau foarte, foarte, foarte puțin mai mult decât agenția, așa că am decis să aleg totuși agenția. Agenția mi-a promis loc la grădiniță, așa că nu e suficient că sunt angajată la agenție, trebuie să merg după aceea la interviu de angajare la grădinița respectivă. M-au dus fix la grădiniță internațională. Mamă, avem le carote, ap, 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 le popo, tare, 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 măi, măi, mi era o frică de nume nume.
interviul la grădinița internațională a fost mai. Mi-au dat tot la fel un test, dar nu, acum nu era testul ca să vadă dacă știu engleză sau nu, ci testul era să vadă cum aș gestiona situațiile. Cum aș gestiona situațiile. Ăștia parcă nici n-au vorbit cu mine, fată. Sau au vorbit puțin cu mine, directoarea de la grădină, nu mă țin minte dacă au vorbit cu mine sau nu. Dar mare lucru a fost singurică și îmi scriem acolo ideile, de ce îmi place să care sunt mulțumirile în a preda, chestii de genul, asta țin minte acum 5 ani. Și parcă au vorbit cu mine, după ce s-au uitat pe alea, directoarea și directoarea juncă, parcă au și vorbit cu mine. Și de ce nu m-am angajat acolo? Că eu m-aș fi angajat. Doamne, bine că nu m-am angajat, că era contract de 2 ani cu ele. De 2 ani, deci 2 ani trebuia să stau cu agenția. Și n-a fost, vă dați seama, n-a fost cea mai bună alegere agenția asta, vreo 6 luni cu agenția și după gata. Știu, la următoare. Și acolo pot să vă zic procesul. Văd că facem doar proces de angajare aici, dar nu că vă zic așa. Folosesc păletuța asta, pauză un pic. Îmi plac super mult culorile. Am luat-o în Corea data trecută și cred că data asta o să mai aleg cu altceva. Se vede ce îmi place. Fac un machiaj natural, ușor. Voiam să fac cu sclipicele, cu TTR, dar dacă e sâmbătă, n-am de să mă duc, n-am timp și nu vreau să îmi stric floricele și pietricele. Plus că la floricele și la pietricele, base-ul e tot la fel. La ochi fac ceva foarte, foarte, foarte simplu și apoi aplic un respirator și pare totul mai wow. Așa, revenind la partea cu interviu. V-am zis, am luat interviul ăla, dar era un nu știu ce, cred că n-avea grădința bani. Sau nu știu care treabă, că nu mă angajau, treaba să se întâmpla în ianuarie. Nu, decembrie, noiembrie, am avut interviu, noiembrie sau toate cele. Și ei voiau să mă angajeze în ianuarie, când începea nou semestru, sau în noiembrie, februarie, când începea nou semestru. Și n-am vrut să aștepte atâta. Așa că între timp au avut o lună, m-au ținut parcă ca profesor part-time și m-au dus la școli de peste tot, la grădinițe, la concursuri, iar în ianuarie trebuia să încep la grădinița internațională, care era destul de departe și e cam nașpa să fii la grădinița internațională dacă lucrezi direct pentru ei, primești bani mulți, dacă lucrezi pentru agenție, primești bani puțini și nu ești plătită, n-ai niciun beneficiu și lucrezi până sar capacele, lucrezi ca o profesoară adevărată, adică nu adevărată, că îți dai seama că sunt și o profesoară adevărată, lucrezi ca cum lucrează o educatoare, să faci fișele, tot, ești responsabilă de copii, ești cu copiii de dimineață până seara. Deci foarte bine că s-au aliniat planetele în așa fel încât să nu fie gata documentele și toate cele la grădinița internațională. Așa că am ajuns la o altă grădiniță, tot ca un fel de grădiniță internațională, că tot o grămadă de chestii făceam și acolo. Și după aceea am scăpat de asta, de cum se cheamă, de agenție. În vară am scăpat de agenție și m-am angajat la grădini de stat și acolo am avut mai interviu cu o grămadă de persoane și credeam că n-am nicio șansă să iau interviul ăla pentru că a fost procesul destul de trebuie trimis CV-ul prin e-mail, totul așa, fancy și mensi. Să nu mai zic că atunci când m-am prezentat la interviu erau persoane native și în vârstă, adică oameni cu experiență, cu teancul de diplome. N-a cerut nimeni teancul de diplome, cel puțin la mine interviu. Aveam în momentul ăla că cei de la agenție mă aburisere să dau și eu test atestat, să-mi iau și atestat TESOL am dat, am și TESOL, dar nu mi l-a cerut nimeni, nu m-a întrebat nimeni nimic de el, just saying, dar eu l-aveam acolo. Am dat bani am dat pe el, dar nu m-a întrebat nimeni niciodată de el. Așadar, am făcut treburile astea, uite că vorbesc, este. Am crezut la început, am crezut că
Nu cred că am șanse, văzându-mi competiția. Că ne băteam atâția pentru, cred că erau două locuri, că erau două directoare acolo, deci ne băteam atâția pentru două locuri. Dar eu am luat unul din acele două locuri. Interviul a constat într-o demonstrație, cum citești o carticică. Nu mi-am mai dat test de scris, de gramatică, de la ăla. Eu doar m-am pus să citesc o carticică, o poveste copiilor, cum aș face. Și după am vorbit niște chestii așa, tranca-lanca-lanca, despre mine. Erau patru persoane la interviu, două directoare și încă două persoane care țineau mai mult de the big bosses, basically. Îmi fac un eyeliner natural, tot cu maro din paletă. Eu, totuși, am avut eu emoții, dar am încercat să duc my best și la final am simțit că am luat interviu, pentru că m-au întrebat dacă ar fi să iau interviul, aș fi dispusă să fac echivalarea studiilor. Trebuie să plătești niște bănuți, cam asta e, trebuie să plătești niște bănuți și să-ți echivalezi studiile din românică. Și am zis da. Am zis, mă descurc eu, vedem noi care e treaba cu echivalarea studiilor. Și da, mi-au cerut, înainte să semnez contractul, mi-au cerut să-mi echivalez studiile. Am contactat universitatea mea să-mi trimită și mie, ca să nu mai aștept după poștă să-mi vină diploma, toate cele, să-mi trimită și mie copie, că ăștia îi acceptau, nu aveau nicio treabă. Dacă trimitea facultatea copie după diploma mea, nu avea nicio treabă. Au trimis? N-au trimis, bineînțeles. Așa că am așteptat după poșta română. Fata, voi frică de poșta de română. La mie poșta română mi-a trimis diploma și atâtea, permisul, buletinul, alte chestii importante din România. Eu le-am primit, nu știu ce voi, așa frică de poșta română. Așa, și în 10 zile. Așa, continuu. Mie le-am trimit, am plătit. Nu știu, că n-a costat mult, a costat câteva, nu știu, să zicem, un piculeț, a costat un piculeț și gata, s-a rezolvat treaba și m-am angajat. Și de atunci sunt angajat acolo și totul bine și frumos. Deci, asta este parcursul meu în Hong Kong, parcursul meu de angajare în Hong Kong, ca să înțelegeți. Sper că ați înțeles și că n-am fost foarte, foarte adormită și încălcită în declarații. Acum haideți să trecem și la șocuri culturale. Opa așa și opa așa. Imediat citesc șocurile culturale, să mă dau un pic cu eyeliner pe aici. Așa. Am zis, pe simplu țin make-up-ul, dar totuși vreau să-mi puiești niște sclipici. Așa, pe lista mea, începem bine cu șocurile culturale după ce am trecut de la intelectualizitate și toate cele. Melisa mea, numărul 1, scrie așa: râgâitul, prțâitul și plescăitul sunt la ordinea zilei. Mamă, deci știți cât mă enervez? Pentru că râgâie, mă, se râgâie în față, treci pe lângă ei și auzi bleh, 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 bleh. N-am nici o jenă, pentru că sunt chestii normale. Știu că sunt chestii normale, toată lumea le face, dar e scârbos, mă, nu vreau să-ți miros râgâitura. Tot la fel și cu părțâitul. Dacă nu te poți ține, du-te și tu mai încolo măcar. Nu sta acolo lângă mine și te părțâi. Mamă, să mai zic de plescăiri, mamă, dacă ești... Jason încă lucrează la treaba asta să scape. Dacă toată viața a crescut vorbind și plescăind, mai de îmi caut o paletă cu sclipici. Unde este paleta cu sclipici? Măi, mănâncă cineva și behăie, că mă scuzați, se văd toate particulele de wow, sunt wow, am rămas eu traumatizată. Să vezi și acum, să vezi toate bucățile de wow din gură, e parfum, ce să zic. Folosesc paleta asta cu sclipici de la Daisic. Și treaba asta, să pun sclipici. Deci da, mie treburile astea nu-mi plac deloc și încerc să-l cer pe Jason, ca asta este pentru ochii mei, ochii mei sunt.
Și e foarte amuzant pentru că n-au jenă de râgâit, de plescăit. Fata la restaurant să fie să râgâie. Unul de la masă de lângă tine să se audă în tot restaurantul. Prea mult, fata, prea mult, prea mult pentru mine. Mă rog, de treburile astea n-au jenă, dar dacă e o chestie ca strănutatul, atunci o să zic că să fie scuzați. Să te scuzi că strănuți, un lucru normal pentru mine. Dar să nu te scuzi, să te doară în cot că râgâi și că te părțâi lângă mine. Mă rog, eu știu că toată lumea face lucrurile astea, dar uite, e ceva care nu mă pot obișnui, după cum bine se vede. Și da, bineînțeles, dacă strându-te cineva este, dacă nu zic scuze, nu auzi nimic. Nu se face niciun sunet. Dacă strându-te cineva, ignorăm strănutul. Sau îl iertăm. Ori îl ignorăm, ori îl iertăm. There is no in between la strănut. Ca să înțelegeți cum sunt ei. Încă o chestie care am avut șoc grav când am văzut treaba asta prima dată, când am auzit. Am crezut că n-aud bine. Fata își taie unghiile de la picioare sau de la mâini în mijloacele de transport în comun. Stai în autobuz, auzi. Am văzut pe unul, mă, la supermarket, plăteam la supermarket, i-am făcut poza, nu. E lipsă de bun simț din partea mea, dacă vă arăt. Eram la supermarket, plăteam și ăsta era băgat, adică nu se ascundea, pur și simplu aștepta pe cineva și ștea unghiile. Că nu poți să aștepți și tu până ajungi acasă ca să stai copitele. Scuzați. Chiar așa, da. E foarte, foarte, foarte normal să stai unghiile așa, se plimbă cu unghiera. Cred că o ungheră breloc, că altfel nu-mi dau seama cum au ungheră peste tot. Și când am un pic de timp liber, cum hopa, hopa, hai să tăiem copitele. Nu-mi place treaba asta, de nicio culoare, vă dați seama. S-a mai observat încă o chestie, mie mi se pare scârboasă și este scârboasă. Și se descalță. Se descalță. La restaurant se descalță. Nu să descalță la ușă toată lumea ca să intre în restaurant să fie totul curat. Nu, fată, nu. Pe sumasă își dea încălțările jos, că le pot picioarele, că îi strâng încălțările, uite așa. Deci îți dai seama, la masă, când ești în oraș, numai lucruri de genul vrei să vezi. Să nu mai zic că mămicile, nu toate, dar undele, la restaurant, schimbă copiii la masă. Am văzut de multe ori treaba asta. Schimbă copiii la masă, deși au spațiu la baie, adică sunt băi publice. Nu zici că mă, nu există băi, săracele mămici trebuie să facă lucrurile astea. Nu, fata, există. Dar din comoditate schimbă copilașul pe scaunul de la masă. E bine că n-am văzut. Sau voi fi văzut, nu mă țin minte, că asta e un pic traumatizat pentru mine. La masă eu mănânc și la masă alăturată se schimbă un scutecel. Eu înțeleg că copiii, că la, dar totuși și oamenii vin la masă să mănânce, nu să miroase pișul și caca. Să nu mai zic că au obiceiul, am văzut alaltele, am fost cu Jason și am văzut o pungă de pipi aruncate pe stradă. Pe semne că un copil a făcut pișul în mașină și a decis că după ce face copilul pișul în mașină să arunce pungă cu pișul pe geam. Am văzut treaba asta și la restaurant. Îți cer scuze pentru aciu, dar fac toate lucrurile astea. Mă apucar să vă mai zic o chestie. Holbatul aici e la mama ei acasă. Și pe Jason l-am văzut rupându-și gâtul. Măi, efectiv își rup gâtul și n-au simțul jenei, a zice, că după tot ce v-am povestit, nu, la unul așa, n-au simțul jenei, nu-și dau seama că ceea ce fac nu e ok. Și dacă îi simt să se uite, să se holbeze, să-și rupă gâtul, dacă simt să facă treaba asta, o să fac.
fără nicio jenă. Fie că vorbim de bătrâni, fie că vorbim de oameni din urmă, am zis, Jason are obiceiul ăsta foarte, foarte, foarte prost. De atâtea ori m-am luat de el să nu mai facă. Deci, da, n-am nicio treabă cu lucrurile astea și parcă mai am un lucru pe lista mea și încheiem cu tot. A. Vreau să zic, când au simțul penibulul lui Jenny, dar nici simțul umorului nu-l preiau, să-mi fie cu iertare, dar de câte ori a trebuit să explic cu Jason o glumă și mă lăsați, că nu sunt ceam, nu sunt, acum nu sunt comedian, dar nici cea mai plezitoare persoană, încât să trebuiască să explic glumele. Trebuie să explic glumele de atâtea ori, tot nu le înțelege. Și după când vine rândul lui să spună glume, zice niște porcării de tăiat. Zici că acum le arestează poliția dacă mai aude ce zice. Glumesc. Nu. Au niște glume lipsite de farmec și de amuzament. Deci da. Astea sunt lucrurile pe care am avut să le spun înainte să dimineață, dar n-am terminat machiajul. Acum ne focusăm mai mult pe machiaj. Îmi iluminez colțul interior cu ăsta și apoi vin cu Fenty Beauty și fac același lucru. Îmi place mult cum a ieșit sclipiciul la ochiul ăsta, dar la ochiul ăsta nu prea. Așa e mereu. Un ochi este superb și sclipici așa parcă pus special și altul prea mult. Prea mult și prea acolo. Ce mai bun? Mă dau cu rimel. Fata, în ultima perioadă numai ghinion am avut la rimel. Mi l-am luat pe ăsta, nu-mi place, e nașpa, nu-l recomand. Mi l-am luat pe ăsta, că îmi place varianta roz, adică tot roz, ăla îmi place super mult, dar nu l-am găsit. Ăsta e maro, mi l-am luat maro din greșeală. Eu am văzut că e maro fix după ce l-am plătit și mi-a fost rușine să zic să mi-l iau pe cel negru. E drăguț, dar e maro, ar merge mai bine negru. Da, e. Deci am avut un pic de ghinion la rimel în ultima perioadă. Mamă, deci e sâmbătă. E sâmbătă, lucrez. Ar trebui să plec, deci o să mă grăbesc un pic. Sâmbătă, lucrez. Luni mă duc în Coreea. N-am un bagaj făcut, dar numai că n-am bagaje făcute, dar nici planurile nu sunt foarte, 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 foarte. Deci ce mă fac? Că m-am bazat pe Jason până acum și Jason mi-a dat așteaptă, numai delay mi-a dat Jason. La fel, acum îmi dă delay și cu ziua mea și încearcă să-mi distrugă planurile de ziua mea, că mă ia toți cu ci. Da, chiar, din Coreea am concis, e fata, se zice bine, am decis că o să postez vlogurile în timp real. Dacă mă întrebați de unde e, asta este de la Flower, nu o să știți că îmi cont de reducere viața în Asia. Just putting it out there, așa, deci o să postez vlogurile în timp real, dar mai am o chestie. Eu niciodată nu știu cum să balansez vlogurile de pe TikTok, da, chiar vă plac când fac vlogurile pe TikTok, am văzut că nu le arată deloc TikTok, adică deloc nu le push, dar prietenele mele m-au îndemnat să le fac, că o să mă ajute pe termen lung, o să mă ajute. Eu nu le-am făcut pentru că nu convine pe TikTok în sensul ăsta și nu știu cum să balansez vlogurile de pe TikTok cu vlogurile de pe YouTube, bravo. Așa că aș avea nevoie și de părerile voastre, să vedem voi cum simțiți treaba asta și cum să le mai fac, să nu le mai fac și cum să fac o balanță între ele. Și nu știu, să mă gândesc. Într-adevăr, sunt diferite, dacă e să mă gândesc. Chiar dacă e să filmez, că mi s-a întâmplat, au fost zile în care am filmat și pentru TikTok și pentru YouTube în aceea zi, dar e altă treabă, că pe YouTube stai la cafeluță, la bârfă, la de toate, în timp ce pe TikTok și ai doar o idee de ce s-a întâmplat. Dar acum nu știu ce să fac cu Coreea, că aș face, mi-ar plăcea să fac daily-uri
și din Coreea, că nu o să surprind în vloguri toate ce le facem, în daily vlogurile, travel vlogurile, cum vreți să le numiți, de pe YouTube. Deci mi-ar plăcea să fac și pe TikTok, dar în același timp eu vreau să păstrez cei mai buni pentru YouTube, deci nu știu cum să fac. Zbuneți-mi, vă rog, nu știu cum să fac. Da, acum ce mă mai dau cu blush și cu pudră? Eu mă dau cu blush înainte să mă dau cu pudră ca să pudra să mai facă totul așa. În ultima perioadă mi-a plăcut super mult pudra asta, blush-ul ăsta de la Daisic. Mi-a luat în prima mea călătorie solo, care n-a fost solo în Coreea. Super drăguț, ia uite-l. Sfârlau, sfârlau. Și îmi place super mult și ăla de la... Aici stă. De la Flower Nose. Vedeți? Vedeți? Astea sunt culorile mele pentru blush sau mauve. O să-l folosesc pe asta azi, totuși. Pe asta îl punem aici, că se cam termină și îmi cam pare rău de el, ce să vă zic. Dar și ăsta are o culoare super drăguță și le combine așa pe toate, insistând pe prima nuanță. Și eu mă dau cu blush, fată, la mine zici că blush-ul e gratis. N-am taxă de blush, ce să vezi. Și tot dau și tot insist că îmi place blush-ul, blush-ul este preferatul meu și încerc să-l aduc așa sub ochișor, că am cearcăne, măcar să nu dai seama de unde sunt. Nu știu, așa îmi place mie, să mă dau cu blush și pe nas și pe bărbie. Opa, așa. Ia uite. Sfârlau, sfârlau. Încep să mă grăbesc un piculeț, mă simt ca și cum am fost pe live TikTok, ca așa devin mai tăcută. Sunt super, 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 super vorbăreață la început, iar la final, când se apropie ora ca eu să plec din casă, încep să devin mai tăcută, că ce să și vezi, mă pierd și dau seama că mai și întârzi. Dar sunt ok, că o să iau autobus, o să fie totul bine și frumos. Fix aceleași lucruri le zic și dimineața pe live. Așa. După aceea îmi fac un pic sprâncenuțele, că ar cam trebui vopsite ele, dragele de ele. Un miusum de toată frumusețea, bine că am vacanță, ca să înțelegeți, e vacanță, a început vacanță de Paște și noi mergem la serviciu azi și hai, eu ca eu, că nu mi-am făcut plata, că trebuie să lucrez o sâmbătă pe lună. Dar la colegele mele e a treia sâmbătă luna asta. Ele ci au două sâmbete pe lună, dar văd că dau cu highlighter. Îmi place Fenty Beauty și celălalt dupe, ăsta îl găsiți pe Yester, sincer. Ăsta e mai de efect, de la Judy Doll. De asta mi-l am de mână acum. Plus că... Aoleu, nu, trebuia să mă dau cu pudră, mă scuzați. Vă ziceam că îmi place super mult pudra asta. De la Milk Touch. Am găsit-o pe YesStyle, am cumpărat-o după ce am citit review-urile și pentru că mi-am dat seama că eu n-am nicio pudră, am atâtea pudră, dar nicio pudră compactă. Pudra asta este genială. Am auzit că BB cream-ul, BB fondetenul, ce-o fi de la tir, tinde să oxideze, pentru că eu nu mi-am ales nuanța pe care o am la BB cream este 21N. Dacă era după mine, mi-aș fi luat 17K și la început am crezut că e foarte, foarte negru, nu foarte, foarte portocaliu pentru mine. Și în special că am auzit comentariile, am citit comentariile oamenilor și văzut TikTok-ul în care zicea că oxidează, era că nu o să arate bine pe mine. Dar să fie de la pudră, cred că da. Pudra chiar oprește treaba asta din a se întâmpla și sunt așa ca o păpușă de porțelan toată ziua, pentru că fix așa simt că mi-arată tenul cu combinațiile astea. În sfârșit nu mai mi-arată cakey. Pot să frec nasul, o să se ia la un moment dat de pe nas, că eu v-am zis, îmi suflu nasul, am obiceiul prost de a freca nasul de atâtea ori, dar dacă mă dădeam cu Clio, la prima se ducea acuș. Trebuie să-l frec de multe, multe ori, trebuie să-l suflu de multe ori ca să se întâmple lucrul ăsta și chiar și atunci când se întâmplă, nu se vede ca și cum ar fi ceva. Mi s-a întâmplat de multe ori, dându-mă cu cele, v-am zis, nu sunt mulțumită de ele,
să fie luat fondul de ten de aici, de pe nas, și să fie luat într-un mod foarte disgrațios, așa. Uitați cum îmi arată tenul, vedeți? Vedeți, sunt în oglindă, făcând ani. Ia uitați. Vedeți cât de natural arată totul? Mie așa mi se pare că arată totul super, super, super natural. Da. Nu mai am timp, dar de obicei îmi făceam și un contur la poziția cu un creion de sprâncene sau ceva, dar acum trebuie să dau o fugă de numai. Hai. Nu uitați că se apropie ziua mea și mă fericit dacă mă ajutați să strâng numărul de abonați, acelea fiind 28.000. Hai, bă, pupicu, sclipi! Și când mă întorc din Coreea, o să mai fac șocuri culturale, cafeluță, machiaj. O să fac machiaj în la Pretty, vă promit. Așa că lăsați-mi ideile aici despre ce subiecte să mai vrea să vorbesc. Hai, pupicu, sclipi!